spate. Am crezut și eu că ți-a fost dor de mine. Că vii să mă iei în brațe. Nu pot. Nu poți? Nu pot. De ce nu poți? Nu. Ce nu? Baby. Nu vii să mă iei și pe mine în brațe? Să mă iubești? 3, 4, da? Avem reclame, așa că nu poți să mă iubească și pe mine. Ai poate că am auzit că ți-a fost dor de mine, că ai plâns, că m-ai căutat pe aici, pe acasă. Așa ai făcut? Ce faci? Ce? Că doamne, da? Zi, acum ți-a fost doar de mine. Că vrea fi mori. Sau ți-a fost rău să... Că doamne, mai! Hai, doamne! Nu știu, nu vei undeva pentru... Că nici la mea. Zi, mami a venit acasă, mami a venit acasă. A venit mami acasă și zici că ai intrat în baie? Așa. Și acum a venit să iubească un pic pe el. A venit să te iubească mami? Da? Da! Hai să ne iubim și noi un pic. Dă-ți mie un năsuc, îmi dai un năsuc. Dă-mi un năsuc. Dă-mi un năsuc. Dă-mi un năsuc. Ai, dă-și mie un pic de iubire. Că plecă din nas. Uite. Unde te duci? Unde te duci? Unde ești, Doamne? Sunt extra lucioasă, din câte puteți observa. Pentru că m-am cremuit, mi-am pus o mască de exfoliere, după aia o mască de hidratare, după aia mi-am dat cu ulei, crem și crema de față și bine, crema de față din aia, cum îi zice, grasă, mă rog, mi-am dat și cu glucid de buze și hidratare, nene, hidratare, pentru că la spital mi-am luat decât cremă de mâini. Și fața mea avea nevoie... Înainte să vă întrebați ce se întâmplă cu unghiile mele, da? Sunt decedate, le voi face în seara aceasta. Unghiile mari le-am curățat acolo, adică așa am făcut, țâc, 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 mi-am dat toja. Nu știu, în caz că mi s-ar fi făcut rău în timpul intervenției și că se vede la unghii, mă rog. Am zis să fie două unghii, și la mâna aia și la mâna aia curate, mă rog, șterse. Și... ca să vă povestesc așa pe scurt ce s-a întâmplat. Știți că eu trebuia să-mi plătesc asigurarea din mână sau așa, adică trebuia să stau după ANAF până apar formularele pe 2019 ca să pot să fac cererea, să plătesc și după aia să mă duc să... Faza este că joi, după ce m-am întors de la cumpărături, nu știu dacă ați observat voi în clipul de cumpărături, dar pe final vocea mea era pe moarte, adică gâfâiam, eram, nu mai puteam. Deci mă durea, mi-a fost și de atunci, adică am mai pățit dalea, mă puneam în pat, beam apă, îmi reveneam, nu mai mi-am revenit. Deci joi toată ziua m-a durut, vineri toată ziua m-a durut. Vineri începusem să filmez puțin, dar mi era foarte greu. Dacă vreau să filmez pentru daily, dar nu, deci chiar n-am putut, nu eram în stare. Iar sâmbătă dimineața m-am dus la urgență, dacă am văzut, am zis, băi, dacă nu-mi trece și nu-mi trece, mă duc la urgență, n-are rost. Și mi-a făcut acolo, mi-a făcut o ecografie și mi-a scris că sonda nu mai era funcțională.
M-a băgat pe antibiotic, nu avea, adică n-a fost doctorul să stea să-mi fac atunci și a zis că mă bagă pe antibiotic până luni și luni mi face intervenția. Și așa s-a întâmplat. Doar că nu știu dacă din cauza la ce am mâncat, însă cred că din cauza la că am mâncat foarte puțin, că am mâncat numai legume și alea, așa, n-am făcut efort, adică organismul meu era cumva slăbit. Sau de la emoții, pentru că aveam emoții, deci vă jur că aveam niște emoții. Nu mi s-a întâmplat niciodată să am așa, să mă gândesc. În momentul când am avut zilele alea așa, cu durere, cu alea, m-am gândit, băi, dacă fac infecție, dacă îmi pierd rinichiul, dacă, adică aveam numai gânduri de astea tâmpite și mi-am stricat zenul, aveam mai energie de aia negativă și prin urmare, în momentul când sâmbătă mi-a luat sânge ca să-mi fac analizele, am fost pe punctul de a leșina, mi s-a făcut rău, eram mi-am revenit în câteva secunde, am mirosit niște spiri de la pam, pam, am zis pe pat că mi-a revenit, adică a fost ceva, dar a fost cumva șocant pentru mine, pentru că eu nu am probleme la faze de astea. Eu sânge, eu mă uit când îmi ia sânge, când alea, dacă vreau, băi, și țin, adică n-am niciun stres, doar că s-a întâmplat. Și ce s-a mai întâmplat ieri, când m-a operat, am leșinat. În momentul când mi-a făcut anestezia, când mi-a băgat în coloană acu și lichidul, ia fel, m-a luat amețeala, am zis, voi, eu amețesc și după aia s-a rupt firul. S-a rupt firul, dar am, adică a fost, am întrebat, băi, am fost inconștientă mult și a zis, nu, o secundă, maxim două. Dar s-a întâmplat. S-a întâmplat și cred că ăsta a fost. Deci ori, au zis și ele, poate de la emoții astea, ori unde, cum să zic eu, deci eu am mâncat duminică seara ultima oară, și pe la 6, pe la 6 și ceva am mâncat și am băut, cam mai a fost ultima chestie, să zic că am mai băut cumva pe la 10, am băut puțin apă. Și după aia până m-au operat, nu mai știu cât era ceasul, pe la prânz, pe la 3, 3 jumate. Cam așa, pe la 3, până la 3 jumate, deci eu n-am mai. Și eram deja, așa, într-o stare mai nasoală. Și s-a întâmplat. M-am revenit imediat, că a fost intervenția, n-am avut niciun stres, nu m-a durut nimic, nu, nu. Chiar și din amorțeală, cred că în 2 ore deja efectul anesteziei se ducea, am putut să mișc picioarele și alea. A fost ok. La ora 11 mi-a dat, astăzi, la ora 11 mi-a dat drumul acasă, adică chiar n-am mai avut nimic. Asta zic, am mâncat aseară, am mâncat aseară, deci singura masă pe ziua de luni a fost la ora 10 jumate aseară și am mâncat un chefir, am băut un chefir, să zic, da. Mă rog, l-am mâncat, băut ceva acolo. Așadar, mă bucur că am scăpat. Mă bucur că am scăpat pentru că normal ar fi trebuit să-mi pună iar sondă și să stau 3 săptămâni să se curețe bine ureterul, dar al meu arăta bine. Al meu arăta bine, era destul de curat și nu mai mi-a pus altă sondă, așadar partea cu pietrele, îmi pare că nu le-am luat să vi le arăt, dar dacă ei vi le arăt mai târziu că le am în geantă, că vreau să le duc la analize, să văd de la ce anume s-au format, să văd dacă e ceva ce pot evita pe viitor sau, în cazul meu eu recunosc și v-am zis și vouă, nu prea reușesc să beau apă, deci aici e mult de lucrat, e mult de lucrat pentru că nu reușesc să beau apă și cam asta este principala cauză pentru care se formează, pentru că nu spălăm rinichiul cum trebuie. Spel ca pe viitor să-l pot spăla, da. Cam asta a fost treaba cu operația, cu ce s-a întâmplat. Acum eu sunt în dormitor, el adorme. Am editat clipul cu mesele pe care o să-l urc, acum, nu-l mai programez pentru seara sau ceva, îl pun direct la ora asta, cât e acum, nu știu cât e, 3, 3 fără ceva. Și nu, vreau să-mi fac și unghiile. Astăzi încă mă aștept să vină Dragoș de la muncă, i-am dat ce tratament am, pentru că am tratament, mă va mai durea câteva zile, mă deranjează așa, dar mă rog, sunt optimistă. Și o să cam stau în pat aceste zile câteva așa.
Deși pot să zic că am umblat și n-am avut probleme, pentru că a fost doamne, știți cât de aglomerat a fost la spital? Deci ieri s-au internat oameni care nu au avut pat, pur și simplu, deci n-aveau. Astăzi a venit un doctor și urla la o asistentă acolo și zicea, sună acum la internări și să nu mai interneze pe nimeni, nu se poate să punem oameni în condiția asta să stea pe scaun, n-avem cum, asta este. Deci a fost full, full. Eu în momentul când a venit la vizită și mi-a zis că gata, plec, mi-am făcut bagajul, m-am dat jos din pat, am strâns toate alea, am chemat pe cineva și am spus, băi, am eliberat patul dacă e să vină cineva. Deci au fost persoane care au dormit pe scaun. Bine, nu în fund, adică pe scaune. Aveau trei niște scaune pe care aveau burete de la, știi? Și erau un pic mai late, încât să poți să stea un om lungit pe ele. Și sincer să fiu, doamna aia a dormit mai bine decât mine. Eu am dormit vreo 4 ore. Dar foarte, foarte multă lume, foarte multă lume. De-abia aveai loc să treci printre oamenii aia care așteptau acolo să intre. Deci lumea este foarte bolnavă, foarte. Nu e bine, nu e bine deloc. Da, deci vorbesc de 1 minut și jumătate. Îmi pare rău, dar oricum știu că nu vă deranjez chiar atât de tare ce îmi dabelez eu pe aici. Deși cred că nu e chiar atâta aberație ce am spus acum, pentru că na, nu se știe niciodată când poți să ajungi pe partea asta. Cum eu nu mă așteptam și... Da. Cum spuneam, important e că s-a terminat și acum mă voi relaxa și eu puțin. O să-mi fac unghiile. Vreau să-mi dau și pe corp cu loțiune și astea, dar mai târziu puțin. Și acum doar să fac treaba asta cu clipul. Ce face ăla? Te-ai supărat? De ce te-ai supărat? Nu poți să faci ceva? Ce nu poți să faci? Să mă uite eu. Nu poți. Păi nu poți, mami, că e foarte rece. Peste 5 minute bat. Da. Dar de ce vrei să stai acolo jos? E la ora de joacă. Dar, da, chiar, astăzi este sâmbătă. Mama face șnițele. El să joacă. Eu mi-am făcut un ceai și mă duc să mă închid înapoi în dormitor. Deci eu stau închisă în dormitor de când am venit. De când am venit că tușeam, deși în ultima zi când am stat în spital dimineața m-am trezit tușind. Și acum am, nu știu, să mai mi-a dragul și ceva de la farmacie astăzi că sunt înfundată. Mai și tușesc. Mă rog, ideea e că nu vreau să le dau și lor, așadar când ies fac cu treaba asta și în rest stau aici. Am aici chestiuțe, creme, zbang. Laptop, mă mai uit. Deci nu că mă mai uit. M-am uitat de sâmbătă. M-am uitat la Grimm. Da? Deci am aproape o săptămână de când am început să mă uit la Grimm. Și sunt la sezonul 5. Fiecare sezon având 22 de episoade. Cred că puteți să înțelegeți. Da? Îmi place foarte, foarte mult și mi-este greu să mă opresc, că zic, gata, încă un episod, dar de fapt mai văd încă 5-6 până dorm, așa că... Și... oricum, mai sunt, deci, 2 sezoane pe ăsta, că sunt la episodul 3-4 și sezonul 6 și terminăm. Da, cred că azi, mâine îl termin și
Da, adică eu am vrut să filmez, dar n-am ce, că dacă stau aici în dormitor, dacă așa cât mai ies, poate vară ceva, poate n-am ce să filmez, să editez, asta este. Și eu am ochii umflați. Mamă, deci uitați-vă ce ochi am, ce înseamnă să stai să te uiți la seriale ca tâmpită. Bine, nu e neapărat asta, ideea e că am dureri, deci am dureri în continuare la rinichi. Mi-a zis doctorul că o să mă mai doară câteva zile și mi-e greu să adorm de la durerea aia. Mai iau Ionospa, dar nu mai vreau să iau nici foarte multe chestii, că m-am nenorocit cât antibiotic și calmante și acum iar am zinat și Movinovo, mo ceva, nu știu. Dat pentru o săptămână și că nu vreau să dau în alte lucruri, așa că vai de capul meu, vai de capul meu. Să vină primăvara, să facă toate lucrurile frumoase, așa, scap de, nu știu, întunecimea asta care a venit peste mine, așa, deodată. De citit n-am mai citit nimic. În schimb, am umblat la agenda și o să fac un clip pe treaba asta, deși o să fie destul de funny. Adică nu sunt deloc încântată de ce am făcut, mi s-a părut o idee bună, după care, nu, da, oricum arăt. Și cam asta. I-am făcut o mică listă de cumpărături lui Dragoș. Și când spun mică, adică trebuia ceapă. Și mi-a spus una dintre voi că o să-l găsesc la Kaufland avocado cu 3 lei bucata și mango. Și am zis să ia și el 3 de-astea, 3 de-astea, ceapă și ouă, i-am zis, și un pachet de biscuiți. Așa că acum să vă arăt ce a cumpărat Dragoș, nu? Da, i-am zis și de amestec de ciorbă. I-am zis că vreau. A luat 3 pungi, una bucată pâine a luat, de asta greu întreg. A luat ceapă. Ceapă care este 3,49 kg. A luat o de asta cu avocado, 4 bucăți, care nu are nicio treabă cu ceea ce am spus eu. Nici acesta nu cred că este 3 lei. A luat 3 bucăți, da. Banane. 3,99 kg. Ieftine astea. Mai vreau să vă zic că eu intenționam luna asta să mă încadrez în 1000 de lei la cumpărături. Nu s-a întâmplat. Mi-e și frică să fac socoteala. Adevărul că am cumpărat și lucruri foarte scumpe. Deci cum au fost ciupercile care, dacă l-ați văzut clipul de sâmbătă, am dat pe 500 de grame de ciuperci 30 de lei. Adică am făcut niște cumpărături de-astea. Sigur, deci sigur, dacă nu mă aruncam la niște prețuri și la produse care nu sunt neapărat necesare, sigur m-aș încadra într-o 1000 de lei. Sper ca luna viitoare să o fac. O să fac calcul să vedem exact cât am depășit. Un petit beur cacao, două d-astelalte normale, o cafea Davidoff, una Jacobs, aș dacă îi spusese mama să ia și cafea și a luat una bucată pe smet, kiwi, portocale, ouă, este a treia oară, Dragoș cumpără un carton cu ouă, eu nu cumpăr niciodată mai mult de 10 pentru că, na, termen, chestii. Și o rolă de prosoapă de bucătărie. N-am nici cea mai mică idee de ce a luat-o pe aceasta, pentru că mai am încă una de o calitate foarte proastă, destul de mare, și mai am încă 3 sferturi dintr-una din aceeași calitate. Ai furat balerinii lui mami?
am fugit repede și iau telefonul din dormitor, pentru că fata mea era pe sub masă, pe acolo, printre scaune, încălțată cu balerinii. Desene animate? Păi de ce nu? Les. Mhm. Mmm. Les. Les. Ce papa mică acolo? Ia zi, ce papa tu acolo? Zi sushi. Zi fata sushi. Nu știi să zici sushi? Dar e bun că are orez. Și avocado, nu? Ce mai are, castravete? Da. Hai să mutăm la masă, nu? Mutăm fata la masă? Hai. Să ai poftă. Ce? Mami, că n-ai mai vorbit de mult cu fetele. Ia zi tu aici. Ia, povestește-le ce ai mai învățat tu să vorbești. Fete, fete? Fete. 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 Sunt vreun. Ai învățat să numeri, nu? 1, 2, 3, 4? Ce ai mai învățat? Ai învățat că ești frumoasă? Nu. Nu? Da. Da? Ești frumoasă? Apăs. Păi, știi, pe partea asta cu apăsatul știam că o știi, da? Nu pot. Nu poți, normal că nu poți, că nu ajungi. Nu, deschide gălo. Nu. Au. Mă bați? De ce mă bați? De ce mă bate? Păi exact, asta te trebuie pe tine, de ce mă bați? Sper că ați auzit că a zis de ce mă bate. Pai, 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 pai. Asta este pentru tine când erai bebe? Tata, fada. Da, da. Bebe. Bebe, când, da, când erai tu mic. Da. Când dormeai, da, tu. Da. Au, da, frumos. Da. Are nas? Da. Și ochi. Și dinți. Gură. Urechi. Are și urechi? Mami, arată la tine, ia. Ia, dă-mi ăla și ia să vedem, mamă, e plină de orez pe aici. De că ai mâncat sushi. Ela, unde ai nasul? Ai nas? Nas. Așa, și gurița ai? Aha, bravo. Ochișor? Ochi? Ai și dinți? Ah, am văzut, ai și dinți. Și ochi? Mami, unde sunt ochii? Ia, sunt dinții, da. Dinții. Și ochișorii? Unde sunt ochișorii? Ochișorii de porțelan. Hai că tu ai și ochi și urechi. Apați! Apasă! Nu papasă. Nu papasă, da. Unde te-ai dus? Nu? No? Ce? Oh! Și acolo, mami, un borcan cu gem? I-am dat de bici. Ce nu? Ce? 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 Vrei niște da mame? E două mene. E goală. Ce acolo? E un pahar și atât. Da. Uite, poftim două boabe. Nu prea, că e
Mai avea două boabe în formele de brioșe. Bravo, mămica, bravo. Mulțumesc. I-am dat-o roșie, a dat-o jos și după aia a luat-o de jos și a băgat-o la mine. În farfurie. Vrei să papăm? Ce e ce, mami? Ce vezi tu acolo? Nu știu ce vrei. Ce vrei tu, iubita mea? Da. Da, ce? Vai. Și eu am dormit vreo 4 ore, cred că, astăzi, la prânz. Nu știu la ce oră am făcut. Ce spui tu? Minuși. Minuși? Nu, că bine, mami, nu mișe, bine mă tăi. Aolo, serios? Trebuie să tăiem unghiile alea, mama, că ai niște ghiare. Nu e bani, nu e mame. Ce, nu e bani? Mi bani noi. Am înțeles, am înțeles. Mama, mai. Oh. Of. Hai să mergem să mâncăm. Hai. Te pune mami sus aici? Mama e pune tu sus pe fata aici. Acolo, acolo de aici. Îi pun și puțină salat. Vrei ciupercuță, mama e? Nu, nu vrei ciupercuță? E foarte bună. Că eu prăjește mama aici niște ciupercuță de-asta Agigia, ceva, nu știu cum se numește. Dar e super mișto chestia asta. Mare, nu știu, nu se floșchește, nu se moaie, își păstrează textura. Nu știu cu ce să o compar, dar îmi place destul de mult. Am filmat foarte mult astăzi. Foarte, foarte mult chiar. Da. Ca de obicei, am stat toată ziua și m-am uitat la serial. În dormitor. Și mai am vreo 5 episoade și termin. Ceea ce înseamnă că mâine mă pun pe treabă. Aș fi avut weekendul ăsta. Deci am făcut ca pentru sâmbătă și duminică acum să filmez 3 clipuri. Știți câte am filmat? Deci nici măcar mesele n-am fost în stare să le filmez. Acolo făceam o poză și gata. Este groaznic că mă apuc chestia asta cu un serial în care altceva nu mai contează decât eu să văd acolo tot. Adică, ok, îmi place foarte, foarte mult partea asta, dar nu e ok, nu este deloc ok. Și bineînțeles că a trecut weekendul, acesta o să fie cel mai scurt daily vlog în care, de fapt, nu mai mult vorbesc când vă prind, nu vă mă arăt cine știe ce, pentru că nu am spus, chiar nu am făcut mai nimic. Doar am stat în pat, am luat pastile și m-am uitat la greu. Greu. Foarte, foarte greu. Mai ales că de-abia aștept să apară Lucifer. Cred că undeva prin aprilie parcă apare. Parcă. Nu mai știu. Și că am citit ceva despre partea asta, da. Am o problemă cu serialele, am o problemă mare. Dacă e cu apărut de episod, așa, măi, cam enervează. Mă cam enervează și nu mă mai uit, nu mai stau, nu. Dar dacă sunt toate acolo, Vreau să vă zic că mă simt mai bine. Mai sunt foarte puțin înfundată, dar bag bolind. Și sper că de mâine deja să ies din dormitor. Mai am așa foarte puțin, dar totul bine. Și pe lângă asta sper să mă apuc și de filmat. Vă pupați și ne vedem la clipul următor, care sper să fie unul destul de ok. Da. Asta este... nu știu cum să-i spun, dar
Înțelegeți voi. Ciao.